Oatul oarecum și din pricina furajării, ce am întâlnit la foarte mulți masculi pe aici, cred că din pricina furajării tind un pic să strâmbe degetele, dar asta nu e în opinia mea, nu e un defect genetic. Această femelă are o talie foarte bună și un desen într-adevăr de invidiat. Linia spatelui foarte bună încadrată, coada puțin mai închisă, într-adevăr, coada puțin mai compactă. Am și cerut aici. Coada să fie cât mai adunată. O să discutăm vis-a-vis de coadă la Barat și la Oalb acolo, dar niciodată la Argentiu n-o să avem aceste calități, pentru că în urmă s-a lucrat la fiecare varietate cu alte rase. De exemplu, o să discutăm la Barat acolo. Probleme întâlnite vis-a-vis de desen, infuziunea de negru în floare, care ar trebui eliminată, acele infuziuni de negru în pană. Așa. Acum să discutăm puțin la popăși. Deci la găini putem să mai trecem și până pe aceea. Talia să urmărim. Într-adevăr, am și avut de unde să cerem talie, pentru că a fost într-adevăr talie. La cocoși. Am ales acest mascul ca și campion datorită culorii. Trebuie urmărită culoarea capacului cât mai argintie. Mai avem aici un exemplar foarte bun. Problema lui este infuziunea aceea de negru în capac. O va transmite și la găini, iar la găini acea infuziune de negru spart de aici apare întotdeauna. Ca și forme este un cocoș grozav. Puțină talie mai trebuie și într-adevăr dornul să cadă întotdeauna, să curgă pe dornul să curgă pe cap. Aici avem un cocoș mult mai ok pe formă, dar doar nu se cadă pe cap, pentru că eu, părerea mea, nu o consider un defect, dar se transmite. Adică nu-i defect, este ok și așa, dar de dori să pice pe cap, deoarece transmite. Iar un cocoș foarte bun pe formă, într-adevăr, mica lui problemă cu culoarea din capac. Duce spre negru și acolo va transmite la găină acea problemă. Iar o puică de urmat. Unii arbitri ar fi cerut ca și defect, deoarece nu are pene în coadă, dar ca și desen și ca și formă și capul este extraordinar, extraordinar de frumoasă. Dar o să-i crească coada, sunt convins, deoarece bănuiesc că e aceeași linie fiind între cocoșii ăștia doi și cu siguranță va face o coadă bună. De urmat, coada asta închisă. Deci aici este ca și exemplu cocoșul ăsta, ca și coadă și formă. Deci ăsta este de urmat. Într-adevăr, este și mai mic de tale. Cei mai mici întotdeauna, ca și la rasele grele, cele mici au și formă. Când cresc mari, acolo apar și problemele astea la cozi, vis-a-vis de cozi și vis-a-vis de ce. Culoarea piciorului cât mai roșiatică. Și într-adevăr, de urmat, creasta căzută pe cap. Adică vorbesc la o departajare. Nu e un defect, nu consider un defect, că viandotul e ca și ceințe. Dor nu se fie pe cap. Dar trebuie de urmat. Și această coadă e de urmat. Ca și campion. Ăsta urmărește cel mai bine linia spatelui și închide coada. Și ca și avantaj, acel capac argintiu. Și capul foarte bun. Într-adevăr, la aripă nu putem să ne legăm de aripă, pentru că majoritatea a fost o în creștere și o pasăre în creștere, oricum remigele le va avea conform. Talia, bineînțeles, și coada dintre toți, vedeți că la o să închidă, totdeauna să închidă în glob. Rar întâlnim la argintiu să închidă coada în glob. Rar. La alb, într-adevăr, acolo rar găsește, dar întotdeauna se chide în glob. Nu duse cu remige mari și să le ducă, uite, aici deja spatele duce către rod, către plymouth, întotdeauna așa ceva nu ar trebui eliminat din păsări bune, dar într-adevăr etalonul întotdeauna se chide coada în glob și linia spate. Cam atât am avut la argintiu de spus, păsări foarte bune și infuziunea de întotdeauna fumurile acelea albăstruie din spate și întotdeauna mai... Haideți să mergem și la albastru aici. Albe, probabil în cauza alimentației, foarte bun, într-adevăr cam strâns. Nici asta să nu urmărim. Foarte strâns, foarte adunat și coada într-adevăr spartă. Aici este o problemă care se și transmite. Coada asta spartă. Poate o să o închidă. La un moment dat e posibil să o închidă. E posibil, dar mai trebuie lăsat să crească. Că vedem remigele sunt în creștere și poate remigele secundare să o închidă. Dar într-adevăr este un cocoș și remarcabil. Un cap foarte bun. Și la albastru, într-adevăr. La viandot, cam la toate varietățile, fiecare varietate are frumuseței. Argintiu, părerea mea, are frumuseței prin talie și culoare. Albastru are frumuseței prin culoare, dar niciodată albastru, întotdeauna, cum a fost formată linia în trecut, dar asta sunt și mai subțiri găinile. Au o tentă dusă către rod, către... rare ori găsești exemplare, uite, de exemplu, cocoșul acesta este... Cât face?
care are o formă cât de cât ok. Dar n-ai cum să... Este o... Aici, probabil, la varietatea asta a fost o muncă a cebră să aduci la culoarea asta. Culoarea de fond importantă, foarte bună la absolut toate exemplarele. Culoarea piciorului s-a menținut atât că ar trebui la găini forma mai rotunjită, linia spatelui și coada mai globuroasă. O problemă gravă sau mai puțin gravă, acest upenaj bufant jos nu este de dorit la viandot. Adică gen dus spre orpinton. Găina trebuie să fie mult mai subtă jos și să aibă fie cât mai atletică, penajul cât mai lipit de corp. Capul extraordinar de frumos, adică pe toată lumea, capul bun, capul micuț, uitați un cap micuț, creasta căzută pe cap, compact, ciocul scurt, galben, la fel și aceasta, o creastă foarte bună. Aceeași problemă, infuziunea, uitați, accentul acesta din... Nu știu, foarte greu va fi să scoateți această cerință, nu pot să spui defect cerință, acel aureu din capac. Poate că vis-a-vis, deoarece s-a lucrat cu albastru, la toate varietățile de albastru, la toate păsele de rasă în general, albastru dă întotdeauna tenta de roșiaticul acela din capac. Deci întotdeauna, de aici, eu bănuiesc totuși că e de la problema de albastru, la ce s-a lucrat cu albastru înainte vis-a-vis de capacul ăsta, ar trebui băgat cât mai mult argintiu în el. Lucrat cu argintiu ca să dispară această problemă. În rest, foarte cool. Altă găină remarcabilă, doar că problema a fost. Are o problemă la un ochi. N-am putut să o jurizăm, deoarece regulamentul nu ne dă. Foarte bună pe formă, pe talie, un desen foarte bun în capac. Dacă vedem desenul pe pulpe, de dorit, cât mai accentuat. Am văzut o puică pe acolo, micuță, dar totuși avea un desen exact. Uitați, un exemplu de desen pe pulpă, această femelă. Într-adevăr, are o problemă vis-a-vis de culoare pe piept. De la cioc în jos, vedem că este un puțin spart desenul. Dar avantajul puicii ăsteia este desenul după pulpă. Dacă urmărim, este dus până jos, are cel mai accentuat desen. Foarte important desenul după pulpă. Și rama măruntă. O ramă măruntă, doar că problema ei s-ar putea să transmită din ce în ce păsări mai deschise. Ar trebui lucrată cu un mascul mult mai accentuat pe culoare, cu un desen puțin mai gros, dar este remarcabil. Într-adevăr, are spatele cam lung, coada, într-adevăr, nu este de dorit. O duce către australor, către altceva. Coada, remigele lungi deja sunt problemă și la cocoși. Va transmite cu siguranță la cocoși remigele de gen. Coadă mare, lungă. Dar trebuie lucrat cu cocoși cu coadă scurtă și coadă așezată. Iar un cocoș de tari este mic, în creștere, n-avem ce să discutăm. Dar această problemă întotdeauna trebuie eliminate. Păsările cu coadă stufoasă la viandă. Întotdeauna coada adunată, ca și acel cocoș. Coadă exemplar de adunat. Penajul frizat, altă problemă, probabil să și transmite de pe spate, nu este de dorit la viandă. Acele pene de pe spate, într-adevăr, aici nu a câteodată mai pui seama pe că au fost călcate de cocoș, dar aici, cu siguranță, este o problemă genetică, penajul frizat de pe spate și se transmite, într-adevăr. Să discutăm acum la viandot barat. Viandotul barat, într-adevăr, ca și formă, să arătăm aici o puică etalon. Într-adevăr, nu are o talie, doar că, după părerea mea, aceasta este forma de viandot ca și exemplu. Coada. Într-adevăr, la argintiu este foarte greu, pentru că, în trecut, la toate varietățile astea s-a lucrat cu alte păsări. De exemplu, la viandotul barat s-a lucrat cu plymouth, infuzie de plymouth și viandot alb. Întotdeauna albul combinat cu barat, o să-ți dea ori alb, ori barat. La viandot, etalonul, la formă, atât la pitic, cât și la talie mare, a fost albul. Știm foarte bine întotdeauna. Cele bibelouri de piticele alea albe, întotdeauna are coada globuroasă. De aici și baratul, și la mic, și la mare. Iar la aceste, singura problemă, bănuiesc că aici este o linie, acolo este o linie. Aici, la păsările astea, încă mai au, datorită istoricului lor, câțiva țepi în creastă, datorită infuziei cu plymouth rock sau cu ce s-a lucrat. Oricum, într-adevăr, cu pasăre de talie, o pasăre mixtă cu creastă dreaptă s-a lucrat la formarea acestei varietăți. În anul următor, probabil dacă se va lucra cu un cocoș cu creasta, de exemplu, de aici, creastă dreaptă, sau o să ajungem și acolo. Probabil o să dispară și această problemă. Dacă și formă și culoarea piciorului foarte importantă, foarte galben, un galben aprins. Aici avem un galben mai pal. Într-adevăr, dar aici avem alte avantaje, avem creasta,
avem talia și baratul. Iară banda, culoarea, fără infuziuni, fără pene negre. Mai, la un moment dat o să mai apară penele acelea negre, care și la varietatea la plaimă. Într-adevăr, păsări de talie, mari și creasta. Creasta întotdeauna îngustă, dreaptă, fără țepi. Și dornul căzut, întotdeauna facem selecție, dornul să fie căzut ca și lege pe spate. Dornul drept transmite, cu siguranță. Să mergem mai departe. Mergem și la bobat. La fel, cocoș de talie, se pare că aici avem cam aceeași linie. Am ales această pasăre ca și campion, deoarece dacă urmărim desenul, în desenul baratul acesta mărunt, capul foarte bun este un cocoș în creștere, într-adevăr, va mai avea de crescut. O puțină cerință ar fi acel puțin alb în cerceluș, dar probabil din cauza alimentației apar aceste probleme. N-are cum să fie defect, deoarece rare ori. Vis-a-vis de urechiușe, am sfătuit foarte mulți oameni, n-are rău să ne alegăm, pentru că totul ține de alimentație. Doar la italiană, care e standard, dar nu consider că e un defect. Într-adevăr, să fie urechiușă albă, este o problemă. Ca și formă, coada o să închide. Într-adevăr, întotdeauna să urmărim, să eliminăm exemplare care au deja, vedeți, doi, avem două pene ieșite din coadă. Într-adevăr, la argintiu toți au, dar cât mai globuroasă, cât mai adunată, cât mai... Deci să facem selecție să fie cât mai compactă și cu penele acele adunate, strânse în, ca un bujor, să se închidă ca un bujor în coadă. Aici tot două exemplare în creștere, într-adevăr, remarcabile, dar încă nu avem creștere. Ca și etalon la creastă, am găsit acest exemplar, acest cocoș de viandon negru. O să-l și scot să vă arăt, vis-a-vis de creastă. Uitați! O creastă fină, foarte bine, nici foarte lată, îngustă, ciocul scurt, galben, într-adevăr, cu tentă de negru, ideal ar fi galben, dar aș consider o cerință, unele au, unele nu, și cu roșu. Dacă aș fi creastă, eu consider că aceasta ar fi demn de urmat, o creastă îngustă, nu foarte lată, fină, căzut dornul pe spate. Într-adevăr, aici, ca și cerință, formă. Deja timp, păsări lungi duc spre altceva. Într-adevăr, este o varietate de lucru și cocoșul, deja vedeți, și jos duce, are o formă către dusă, către puțin, către Orpington, către... Dar totuși niște păsări remarcabile datorită că sunt și rare ca și varietate, dar au și calități foarte bune. Aici avem zic să coadă, deoarece probabil când a fost tânăr, i s-a mâncat târtița. Altă problemă, am remarcat la aceste păsări, linia spatelui. Ele, la nivelul gâtului, trebuie să avem o pauză mică și apoi să plecăm cu șaua. Aici avem o șa dreaptă, exact ca la Brahma. Dacă urmăriți, pleacă șaua direct dintr-o dată, de la gât, pac, în sus. Nu este de dorit această problemă. Este o problemă. Ea trebuie să uitați aici. Trebuie să aibă o pauză de la gât, uitați, este o găină cu o formă extra, cum vorbeam despre alb. Uitați-o, ca și etalon, o formă de găină. Cum se închide coada ca un bujor, fără remige puternice, adică acele remige puternice din coadă. Acea pauză de la gât și apoi să iasă în linia spatelui. Într-adevăr, nu are talie, dar părerea mea este o puică de viitor. Iar dornul, într-adevăr, uitați, dornul puțin ar trebui să fie căzut și la ea pe spate. Posibil să transmită la cocoș dornul de. Aici avem varietatea galbenă, într-adevăr găina are un cap extraordinar de frumos, un cioc scurt. Iar aici, ca și exemplu, un cioc extraordinar, un cap de urmat, ciocul scurt și puternic, creastă bună. Întotdeauna bărbițele rotunde, avem nevoie de bărbițe rotunde. Acest cocoș este un cocoș foarte masiv, într-adevăr, de aici și probleme, câteva probleme la picioare. De rest, un cocoș masiv, datorită și, într-adevăr, creasta. Dar cu ce s-a lucrat sau ce a fost în urmă, ar trebui creasta mult mai creasta dreaptă, fină. Într-adevăr, dornul este căzut. Aici avem, uitați, iar o problemă de poziție. Uitați, ce înseamnă un gât scurt. Aici avem gâtul foarte scurt. Deci coada trebuie să fie la nivelul ochiului măcar sau puțin la nivelul egal cu creasta sau cu ochiul. Aici deja avem iar o formă ciudată, dacă îi tem practic picioarele, puteți să zicem că este un Orpington foarte bun. Dar probabil cu infuziune de Orpington, ceva de genul s-a lucrat la această varietate. Aici avem o lavandă, un început de drum probabil.
un proiect frumos, aș miza să lucreze cu ceva albastru, negru, probabil să scoată. Într-adevăr, sunt niște păsări de lucru. Aici o foarfecă este un defect grav. Aripa căzută și acea foarfecă din aripă, aici este o problemă foarte mare, vizibilă, care transmite, într-adevăr, foarfeca, nu foarfeca din interior, foarfeca din exterior. Cea din interior se poate ajusta. Are o culoare interesantă, nu știu, n-ar fi maro, pe mine ar fi ori vișiniu, ori roșu, aș denumi această roșu. Într-adevăr, aici vedem un rod de frumos cu testă bătută, să zicem, într-adevăr, probabil că cu rod Dylan s-a lucrat, dacă vedem și culoarea aceea specifică rodelui, roșu l-a dus spre extrem, galbenul acela, într-adevăr, linia spatului nu este de dorit, adică este dreaptă și apoi coada, datorită incizimului de rode și puica la fel, dar este un proiect frumos și sper să se continue. Nu, Viandot, de lucru. Aici avem două piticuțe. Mai avem și partea aceea, dar acestea ar fi foarte remarcabile. Într-adevăr, găinușa foarte bună, coada bine închisă, întotdeauna, la toate, toate rasele, întotdeauna, piticul întotdeauna are o formă mult mai specifică rasei. Aici avem un cocoșel, într-adevăr, aș cere linia spatelui cu pauza aceea și aici avem o linie spatelui dreaptă. Într-adevăr, închide foarte bine coada, doar că avem nevoie de o linie mai ascendentă la spate, să închidă pieptul puțin mai lăsat. Avem un exemplu la lavandă, dar acolo e dus mult prea spre extrem. Haideți, aici mai avem niște păsări foarte spectaculoase la via Zotauriu. Altă pasăre remarcabilă este aceasta. Bine, ca aceasta și aceasta. Urmăriți ce cap frumos are. Într-adevăr, desenul ar trebui un pic mai uniformă culoarea, doar că la galben este foarte greu. Bordura bună și uitați o coadă extraordinară. De urmat, chiar și la gentul, uitați ce frumos închide coada. Creasta căzută bine, ciocul scurt, cap frumos, finuț. Aici duc tot puțin spre galben și aceasta este o pasă remarcabilă dacă vedem niște probleme la coadă. Deja acei țepi, acele fulgi, această femeie va transmite la cocoș cu siguranță pe asta. Nu este o găină de eliminat, dar ar trebui urmat. Uitați, cu coada aceea în V nu este de dorit la Viandot. Aici alt proiect, Viandot Porțelan, într-adevăr, un defect foarte grav acele bărbițe grețe. Este un defect eliminatoriu, probabil, din într-adevăr, ca și cocoș, ar fi cam cel mai bun din varietatea aceasta. Are o formă bună, închide coada bine, dar ca și problemă acele bărbițe grețe, nu știu, ori din pricina furajării, nu știu dacă ar fi defect neapărat genetic. Poate crescătorul știe mai bine și ia măsuri. Aici are un cocoș bunicel, desenul cât mai... Deci la fiecare vârf de pană să avem acea bulină. Uitați, găinile, într-adevăr, sunt și anul 2. Ei, în anul 2, își deschid mult mai mult desenul. În primul an au desenul mai puțin alb, iar în anul 2, cum îmbătrânesc, cum fac. Într-adevăr, avem pe fiecare remigă acel vârf negru și terminat în alb și cu banda aceea neagră. Într-adevăr, este o culoare foarte bună. Așa nu, iar aici. O coadă largă, linia spatului căzută, deja capul este mult mai sus decât linia spatului și acea coadă spartă, dacă urmărim, nu este de dorit. Într-adevăr, fiind o varietate mai rară, probabil că crescătorul va tinde să facă selecția, dar ca și forma cel cu bărbițe grețe ar fi cel mai ideal la această varietate. La găină, într-adevăr, uitați coada. Dacă urmărim și la găină și la cocoș, avem aceeași problemă. Coada fix aceeași problemă. Probabil dacă el am văzut că este tânăr, este bătrân. Este mama. Uitați un exemplu concret. Cum se transmite mama la copil. Uitați coada. Dacă e aceeași crescător, probabil ar fi mai casă. Acea problemă, uitați cum de și la cocoș. Aici Viandot Bobat. Iară, așa nu. Asemenea cozi, spatele drept. Coada puțin foarte stufoasă, coada de veveriță ar fi numită această coadă. Și desenul cât mai bobat. Puțin, probabil sunt și tineri, anul următor vor fi și mai bobate. Dacă ca și proiect, felicitări crescătorului pentru că este o rasă, o varietate rară. Această găină ar fi puțin mai remarcabilă, dar acele pene crețe, iară, sunt o problemă. Dacă urmărim, niște pene crețe pe spate, cu penajul trebuie să fie cât mai lipit de corp, coada cât mai globuroasă și închisă. Toate au linie dreaptă, într-adevăr, este un proiect, este probabil o linie în lucru, succes. Și să vă mai arăt la pitic, chiar o problemă care am tot întâlnit-o, la lavanda asta aici.
Într-adevăr, este remarcabilă pasărea, doar că oada este mult, mult, mult prea ridicată și deja gata, și strică și ea tinde să ducă către glob, doar că chiar o pasăre bunicică aici, doar este în creștere. Întotdeauna păsările în creștere nu pot fi clasate pe locuri fruntașe, deoarece, dar este remarcabil ca și formă și o să închide foarte bine cap. Foarte finuț, un cap foarte bine, foarte bine proporționat, ciocul. Și într-adevăr, la această varietate, evitat acela uriu din capac. Cam asta am avut de spus, ce să vă zic, succes în continuare, mulțumesc, felicitări frumos pentru exemplare, la anul să vezi și mai mulți, ca și calitate, cred că sunteți un loc fruntaș, chiar am rămas plăcut, impresionat și am avut ce să prezentăm. Mult succes și să ne vedem și la anul. Mulțumesc.